Acum să vedem pentru ziua de vineri 20 august, zi în care planeta Uranus își începe mișcarea retrogradă, care este energia de la cărțile de tarot. Foarte frumos! Avem aici asul de monede, un nou început plin de stabilitate. Oarecum se continuă mesajul pe care vi l-am transmis ieri. Răsplata o să vină tot timpul. Poate că nu o să vină în momentul în care tu îți dorești. Poate că nu o să vină sub forma sub care te așteptai. Dar mai devreme sau mai târziu, efortul tău va fi recunoscut și va fi răsplătit. Și aici asul de monede vine și îți oferă o nouă șansă, un nou început. Dacă ieri ai primit răsplata pentru niște proiecte finalizate în trecut, astăzi poți să începi niște proiecte noi care o să-ți aducă foarte multă stabilitate financiară, care pot să-ți facă foarte mulți bani. Profită de această șansă, profită de momentul în care Uranus este staționar pe cer, momentul în care planeta nu se mișcă deloc, pentru că și acesta este un moment foarte încărcat energetic și Uranus fiind planeta invențiilor, a viitorului, a tehnologiei, a flash-urilor de intuiție, astăzi poți să ai și tu parte de astfel de flash-uri de intuiție, de momente în care efectiv se descarcă parcă informația de la univers în creierul tău și ai niște idei strălucite, niște idei originale pe baza cărora poți să pornești o afacere de succes, pe baza cărora poți să dai drumul la o campanie de marketing care să-ți aducă mai mulți clienți, pe baza cărora poți să-ți optimizezi munca astfel încât să poți să faci mai multe lucruri și să ai mai multe surse de venit. Indiferent cum se aplică asta pentru tine, fie că ești elev, student, că ești angajat, că ești antreprenor, profită de această energie, pentru că aici e potențial pentru foarte mulți bani. Pentru cei care începeți astăzi o relație, vreau să știți că o să fie o relație foarte stabilă. O să evolueze destul de greu. Adică lucrurile nu o să se miște cu foarte mare rapiditate. Nu te aștepta ca în 2-3 luni să te ceară de nevastă să vă căsătoriți și peste un an să faceți și un copil. Nu. Aici lucrurile evoluează puțin mai încet, mai calculat, dar merg într-o direcție foarte stabilă. Și intențiile persoanei cu care astăzi începi o relație sunt niște intenții foarte oneste, foarte tradiționaliste, să le spunem, și de relație pe termen lung. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea, te invit și pe canalul de YouTube unde am pregătit o grămadă de alte surprize pentru tine. Pa, pa!